Fiul patronului unei cunoscute firme de mezeluri a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Tânărul a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce lua bani pentru substanțe interzise. Vlad Cristian Timiș, fiul lui Radu Timiș, patronul firmei de mezeluri Cristim, a fost filat și prins în flagrant de DIICOT în timp ce făcea o tranzacție de substanțe interzise. Mai exact, pontul primit de procurori era că tânărul în vârstă de 22 de ani se va întâlni cu un colaborator de-al său pentru a primi banii dobândiți de acesta în urma vânzării unei cantități considerabile de cocaină. Indivizii au fost prinși încă din 14 septembrie 2020, tranzacția fiind desfășurată la intrarea în municipiul Câmpina dinspre Sinaia. Acum, atât Vlad Timiș, cât și partenerul său la infracțiune, Florin Daniel Stoian, au fost condamnați la aceeași pedapsă de 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare, iar în plus, lui Florian Stoian i-a fost confiscată și mașina folosită pentru trafic de droguri. Cei doi au fost găsiți vinovați de instanță pentru trafic de droguri de mare risc, dar și pentru deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu. Sentința instanței prahovene nu este definitivă și poate fi atacată la apel. Cu toate astea, acesta poate primi o decizie mai dură, căci pedapsa prevăzută de lege în astfel de cazuri poate ajunge și la 25 de ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptelor.